mai mulți studenți la medicină în anii finale au răspuns prezent apelului făcut de autoritățile din Constanța și dau o mână de ajutor sistemului sanitar care este în pragul colapsului. Astfel, peste 50 de studenți din cadrul Facultății de Medicină a Universității Ovidiu din Constanța vor realiza acțiuni de voluntariat care presupun activități de call center și de monitorizare a celor infectați sau posibil infectați cu virusul SARS-CoV-2. Studenții mediciniști monitorizează prin telefon starea pacienților sau a posibililor infectați înregistrați în evidențele autorităților sanitare și efectuează anchete epidemiologice la nevoie. Sunt organizați în grupuri de 5-6 studenți pe zi. Aceștia stau în funcție de programul pe care îl au, 5-6 ore, unii dintre ei mai puțin, de la 8 dimineața până la 8 seara. Pentru investigații la mănunțite sunt aleși doar studenți din anul 4 până în anul 6, care evident nu au intrat în contact cu persoane infectate. Suntem în perioada de online, desfășurăm în continuare și cursurile și în funcție de programul de la facultate ne mulăm și cu voluntariatul. Prefectura cere ajutorul tuturor medicilor care ar putea să se implice în gestionarea pandemiei. De când școlile din oraș au intrat în scenariul roșu, medicii angajați în toate unitățile de învățământ au fost chemați la DSP. Există 14 medici școlari care la fel, în două ture de câte 7, sunt la sediul DSP. Pentru anchete epidemiologice, la care se adaugă încă 5 medici până în momentul de față care participă la recoltarea probelor pentru pacienții oncologici, tot la sediul Direcției de Sănătate Publică. Voluntarii de la Facultatea de Medicină beneficiază de instruire specializată din partea Direcției de Sănătate Publică. La solicitarea autorităților, numărul studenților implicați va fi suplimentat.